Salutare tuturor, eu sunt Cornel de la Hyundai Carventa Oradea și azi o să ne uităm la interiorul noului Hyundai Santa Fe 2021. Varianta la care ne uităm este varianta hibrid cu motorizare de 1.6 benzină plus un motor electric cu o putere combinată de 230 de cai putere. Hai să vedem! Aruncăm o primă privire. Avem o mașină cu interiorul maro. Se vede din prima că interiorul a suferit modificări față de varianta anterioară. Hai să le și așezăm în mașină. Mașina are un sistem de easy access, ceea ce înseamnă că scaunul se lasă în spate și imediat ce am intrat, scaunul merge în față. Evident, ăsta este un element care poate fi setat. Bun, hai să setăm un pic scaunul și hai să aruncăm o privire. Avem jos. Avem un sistem de memorie pentru doi șoferi. Mașina poate fi setată pentru doi șoferi. Lucrul ăsta o să-l vedem imediat și avem un ecran de 10.25 inch în bord, evident un volan multifuncțional, încă un ecran de 10.25 inch cu atingere și avem consola centrală. Consola centrală mult modificată, mie îmi place foarte mult, deși unii zic că ea din spațiu, mie mi se pare că este foarte bine construit și e foarte util. Sub această consolă avem un loc de depozitare foarte îngăduitor, foarte mare. Avem niște scaune cu un design inovativ, nu știu dacă inovativ, dar e foarte plăcut, e 3D peste tot piele, peste tot materiale foarte, de foarte bună calitate. Hai să pornim mașina. Evident, pornirea este de la buton. În modul electric. Bateriile sunt încărcate la o treime aproximativ și în momentul în care pun în acel moment ne mișcăm doar în electric. Evident, în momentul în care mașina simte că nu are destulă energie, o să pornească motorul termic. Bun, așa, deci avem aici scaunele cu memorie, oglinzile care se pot răbata electric, geamurile electrice, oglinzile electrice, nimic special, reținerea benzii de circulație, se poate deschide haionul și de la de către șofer, de la acest buton, oprirea SP-ului, aici avem frână de mână. Bun, avem un ecran digital, nu digital, LED de 10.25 inch, al cărui aspect poate fi schimbat și în această variantă. Schimbarea se face de la această manetă, acest buton. De aici putem să schimbăm pe ce fel de teren vrem să rulăm.
adică în momentul în care avem nevoie de tracțiune pentru zăpadă, putem să setăm pentru zăpadă. Când avem nevoie pentru noroi, ne setăm pentru noroi sau pentru nisip. Bun. Din nou, mie acest aspect îmi place cel mai mult. Și în cadranul din dreapta îmi place că mi-arată ce se întâmplă. Încarcă. Dacă suntem în modul eco sau dacă suntem în modul de utilizare al energiei. Îmi place că în dreapta nu avem cronometru, ci avem acest ceas. Iar în stânga avem ceasul de vitezometru. Bun. Comenz pe volan pentru audio, Bluetooth, computerul de bord. Care mi arată diverse informații, în ce limite de viteză sunt, nivelul atenției, felul în care încarcă motorul termic în momentul de față, bateria, viteza digital, consumul, kilometri făcuți de la ultima pornire, consumul de la ultima pornire, câte minute a mers motorul, etc. etc. Bun. Și o busolă. Mergem la partea de multimedia, unde pot să arăt, pot să setez două profile. Poți să setezi setările mașinii pentru doi șoferi. Avem șofer 1, poți să adaug mai mult șofer sau poți să intru ca și guest, adică oaspete. Și aici putem să setăm numele șoferului, o imagine de profil, felul în care să stea scaunele, oglinzile. Tot elementul multimedia nu are butoane. Avem butoane, în schimb, aici. Elementul multimedia. Pot să setez. Aici pot să dau adresa. Pot să caut un serviciu. Pot să dau căutare. Points of interest. Pot să dau radio. Și în acel moment arată frecvența pe care o ascultăm în față. Și îmi place felul în care arată. Așa. Avem media. Și am ajuns la partea de media. La partea de media avem acest buton nou, până acum nu-l aveam, care zice Sound of Nature. Aici se pot alege diverse sunete. Hai să vedem. Sunetul ploii. Pe consola centrală avem așa, partea de sus este partea de butoane pentru elementul multimedia, deci în partea asta avem partea de climatizare, setăm temperatura stânga-dreapta, butonul auto, încălzire parbriz față, încălzire lunetă spate, aer condiționat, recirculare aerului, sincronizarea celor două părți ale mașinii, oprirea totală a aerului condiționat. Putem să punem ca virgulă climatizarea să funcționeze doar pe partea șoferului, intensitatea, unde să meargă aerul
și cu acest buton, prin apăsarea acestui buton, punem ca ecranul să ne arate doar climatizarea. Mergem mai jos, aici avem schimbător de viteză, care din nou avem un sistem de shift by wire. Avem 4 butoane, foarte ușor de utilizat. Parking, reverse, neutru și drive. În momentul în care pun în marșalier, avem sistemul de camere 360 de grade cu traiectorie. O să cer diverse setări să ne arate doar partea stângă, doar partea dreaptă, să ne arate dacă aș avea remorcă. Cu setarea asta aș putea parca ușor pe remorcă, cum ar veni, să accesez, să pun remorca. Este un sistem care îmi arată atât în față, cât și partea din spate. Când pun în drive, se pune camera pe față. Când pun în N, rămâne camera activă, pun în P, bum. Avem partea de confort, avem auto-hold-ul, încălzire în volan, ventilație scaun stânga, încălzire scaun stânga, încălzire scaun dreapta, ventilație scaun dreapta. Aici avem un port USB, un suport de pahar și încărcarea inteligentă, încărcarea wireless a telefonului. Aici, nu știu ce măsură o să se vadă, aici se introduce telefonul. Este o locație din care, din câte am înțeles, este chiar o locație ventilată, adică se și ventilează telefonul pentru a se răci în timpul încărcării. Încă un suport de pahare și un mic loc pentru depozitare. Și era să uit un element important. Vreau să vă mai prezint un lucru care este o chestie premium, după părerea mea. Head-up display-ul, care nu știu în ce măsură se vede. Ar trebui să se vadă. În 0 kilometri, că stăm. Asta încerc să dau un zoom, da? Head-up display care se afișează pe parbriz și mi-arată mai multe informații. Viteza cu care mă duc, zona de limitarea de viteză în care mă aflu, lane assist-ul, lucrurile pe care mi le afișează navigația, adică următoarea informație pe care trebuie să o știu, peste 200 de metri la stânga, peste 3 km sens giratoriu. Astea sunt elemente pe care mi le poate afișa head-up display-ul. E un element foarte drăguț, nu este afișat pe parbriz, nu este afișat pe un element de plastic sau altceva. Cred că poate fi foarte util. Și eu consider că deja este un element premium. Un alt element interesant pe care vreau să-l arăt este, să zicem așa, oglinda virtuală, în momentul în care